Sursă gratuită de trandafiri. Cineva a tuns trandafirii din grădină și bineînțeles că a înțeles ca părțile aeriene să le arunce la tomberon. Aceasta este o sursă deosebit de valoroasă de butași. I-am verificat, sunt viabili, mugurii sunt deschiși, deci planta a pornit în vegetație. Este păcat de ei să îi aruncăm așa, eu nu mă pot abține, întotdeauna recoltez butași de acolo de unde se poate. De la tomberon, de pe marginea drumului, recoltez câțiva butași pentru a-i duce la mine în grădină. Așa cum se vede în secțiune, tulpina este albă, deci este viabilă, butașii sunt buni de pus la înrădăcinat. Este mare păcat să-i aruncăm, dar, mă rog, fiecare face așa cum înțelege să procedeze. Eu am obținut 10 butași pe care îi iau direct acasă. Îi pun într-un vas cu pământ, îi las într-un balcon neîncălzit, udați bine o dată la 3-4 zile în funcție de pământ, de cum se comportă pământul și asta este. Așteptăm primăvara, așteptăm ca butașii luați de la tomberon să se prindă. Multă sănătate și aveți grijă de voi și nu aruncați plantele la tomberon.